Salutare la Toată lumea, Ștefan, își va proiecte diverse DIY. Dacă mai țineți minte din filmulețul anterior, lămpițele de la Euro Lamp, că încerc să îi desfac. Hai să vă arăt o șmecherie. Cineva întreba că sunt pe 65, da, sunt pe 65. Bine că n-am scăpat dopul. Dar hai să vă arăt o chestie. Are aici reglaje. Și hai să ne jucăm cu ele. Ia. 110 W. 120 și 150. Și poate să fie și lumină caldă, și neutră, și albă. Interesant, nu? Super tare. O lămpiță mică. Asta am găurit grinzile, domne, cu spiral de 5. O să cadă dita mai grindă. Uite că și ăștia care au tras intec pe aici au găurit grizzly. Da. Complicată treabă. Dar asta a fost cea mai bună prindere. Mai era cineva care zicea de dozele astea. Sunt prinse, normal că sunt prinse, că doar nu-s pe cablu în aer. Da, interesantă lampă. Interesantă și reglaje și tot ca să-ți dai seama. Eu nu le-am văzut în prima, dar sunt super tari.